Comunitatea academică suceveană, care s-a coagulat în jurul Universității Ștefan cel Mare, s-a dezvoltat pe baze solide și are o perspectivă didactică sănătoasă. Această opinie a fost exprimată de jurnalistul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava, la Bucovina TV, în emisiunea Bucovina Retrospectiv. Jurnalistul Tiberiu Avram consideră că recunoașterea performanței școlii universitare sucevene de către Aracis nu este una întâmplătoare. Universitatea Suceava înseamnă mult pentru oraș. Aș începe cu gradul acesta de încredere ridicat primit din partea Aracis, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământ Superior, care nu e o chestie formală. Hai, dăm un titlu cum... Să mai dau și titluri chiar de honoris causa, așa. Aracisul face analize. Universitatea Suceava a primit acest titlu din partea Aracis și în perioada 2008-2013. Deci nu este o întâmplare. Domnule, a venit, am avut așa, ne-a prins pe o auditul ăsta sau pe o mână bună, am avut un vibe bun, vibe, că ăsta e la modă, da? Da. Cine dată? Nu, deci e o chestie care se continuă. Iar gradul ăsta de încredere e valabil, evaluarea este valabilă 5 ani de zile, 2019-2024. Deci asta spune, are un grad, deci poți tu ca student, așa, poți să ai un grad de încredere ridicat în universitatea asta. Adică știi că să face ceea ce se spune. Pe de altă parte, jurnalistul Tiberiu Avram susține că USV înseamnă foarte mult pentru municipiul reședinței de județ și salută deschiderea pe care autoritățile locale o arată în ultimii ani comunității academice sucevene. Înseamnă extrem de mult, nu doar pentru simpla existență a universității ca centru universitar, ci și pentru implicarea, mai ales pentru implicarea universității în viața Sucevei. De asta și primarul Ion Lungă a acordat o diplomă. Ar trebui ca această colaborare să meargă mai în amănunt. Avem la Universitatea Suceava specialiști în toate domeniile. Da? Da. La tehnic până? La tehnic până la arhitectură. Adică spun la arhitectură, spun că mă refer la ce ține de dezvoltarea orașului. Da. Există poate, știi cum, tot timpul, ăia le știu pe toate. Profesorii ăia le știu pe toate. Da. Le știu, poate uneori greșesc, dar hai să... Dar vin cu o părere. Vin cu o părere, hai să cerem și o părere. Nu că le știu pe toate. Vine o părere. În ultima perioadă, din fericire, s-au mai, hai să spunem, încălzit relațiile dintre autoritățile locale... Bine spus, încălzit. Da, și universitate. Da? Iar această încălzire a trebuit să meargă până la topire și contopire. Da, da. Adică să fie... Vorbește un inginer. Da, să fie un tot. Da. Să fie un tot și universitatea să fie mai implicată, dar implicată, adică solicitată, altfel nu poate să implice în viața municipiului și a județului.